Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, nu intenționează să demisioneze după alegerile din 30 noiembrie. Timofti își va exercita mandatul până președintele nou ales va depune jurământul. Reacția vine de la președinție, urmarea unor zvonuri lansate precum că șeful statului ar demisiona după parlamentare. Conform rigorilor constituționale, vacanța funcției de președinte al Republicii Moldova intervine în caz de expirarea mandatului de demitere, de demisie, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuțiilor sau de deces. Astfel, mandatul președintelui Republicii Moldova durează patru ani și se exercită de la data depunerii jurământului, iar Nicolae Timofti a depus jurământul la 23 martie 2012. Exercitarea efectivă a mandatului durează până la depunerea jurământului de către președintele nou ales. Se arată în declarația remisă de instituția președintele. Rezidențială. Totodată Nicolae Timofte apreciază că demisia șefului statului înainte de termen ar genera o stare de instabilitate politică și ar prejudicia vectorul european al țării.